nu sunt bogat, n-am avere, dar tot ce am împart cu plăcere. Că și eu la rândul meu am tot ajutat când mi-a fost greu. Nu sunt bogat, n-am avere, dar tot ce am împart cu plăcere. Că și eu la rândul meu am fost ajutat când mi-a fost greu. Și-am văzut că se întoarce roata, că o mână o spală pe alta, și că amândouă spală fața, că nu știi pe unde duce viața, mă! Așa! Bine, bine! Așa, mă! Bine, bine! Ia-uzi. Multă lume am ajutat, de-aia Dumnezeu mie mi-a dat. Mi-a dat la bine, la greu, că n-am vrut la nimeni să fac rău. Multă lume am ajutat, de-aia Dumnezeu mie mi-a dat. Mi-a dat la bine, la greu, că n-am vrut la nimeni să fac rău. Și-am văzut că se întoarce roata, că o mână o spală pe alta, și că amândouă spală fața, că nu știi pe unde duce viața, mă! Bine, bine! Așa, mă! Frunzuliță, măr-sălciu, neicuță din Târgu Jiu, nu mă face că te aștept, cu dorul aprins în piept. M-a văzut lumea seară, că te-am așteptat la moară. M-au văzut vecinii toți, că ți-am adus men în șoți. Bine, bine, așa ora, bine, bine. Ce făcușle, lițălele, s-a dus să-și traguri de miere. Ce făcușle, lițălele, mi-a dus să-și fac guri de miere. Că nici mierea dulce nu-i cum e dragostea din tâi. Cum este gurița ta, lelele, lișoara mea. Bine, bine! Așa formația! Iubăreți, a fost lume o viață, am strâns multe mândruliți să-n brață. Una mi s-a pus la inimioară, o iubesc de 4 ani și-o vară. Din Târgu Jiu la Craiova, pe toate le-am dus cu vorba. Dar mândra ce-o am acum, nu pot s-o duc cu minciuna. Din Târgu Jiu la Craiova, pe toate le-am dus cu vorba. Dar mândra ce-o am acum, nu pot s-o duc cu minciuna. Bine, bine, aia e, mă!
iubit, dar n-am făcut păcate. Să iubesc mândruțe măritate. Am iubit, dar n-am făcut păcatul. Să iubesc și-am mai iubit și altul. Din Târgu Jiu la Craiova, pe toate le-am dus cu vorba. Dar mândra ce-o am acum, nu pot să o duc cu minciuna. Din Târgu Jiu la Craiova, pe toate le-am dus cu vorba. Dar mândra ce-o am acum, nu pot să o duc cu minciuna. Doamne și ținem zilele, că iubitul mi-a luat mințile. De iubit eu zac și simt că mor, și-am să mor de focul mântre lor. Din Târgu Jiu la Craiova, pe toate le-am dus cu vorba. Dar mândrat și-o am acum, nu pot să o duc cu minciuna. Din Târgu Jiu la Craiova, pe toate le-am dus cu vorba. Dar mândra ce-o am acum, nu pot să o duc cu minciuna, mă. Ferice de cine poate să țină pasul cu toate, să fie la muncă bună și la mândruțe jupă. Eu le-am făcut pe amândouă, am muncit lume cât nouă. Nu m-am lăsat priponit tot când nouă am iubit. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă. Nu e doar cu modă, domnul, e cum și-o face și omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă. Nu e doar cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Cineva nu mă crede nimenea. Câte mândre am iubite și câte nopți nedormite. Dacă spun la cineva, nu mă crede nimenea. Câte mândre am iubite și câte nopți nedormite. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă. Nu e doar cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucră. Nu e doar cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Bine, bine!
auzi. Mie mi-a plăcut în viață să strâng mândruțele în brață, ca pe flori le miroseam și cu suflet le iubeam. Ziua munceam cu mult spor, noaptea le iubeam cu dor. Am fost al dracu de mic și nu mi-a scăpat nimic. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă. Nu e doar cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe luncă. Nu e doar cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Felicitări, dragii mei! O prestație deosebită din partea voastră și nu o spun mai eu, o spun și mesajele pe care le-ați primit până acum. Aveți acolo o grămadă de felicitări. Să o salutăm și pe doamna Paula Elena Hodoiu, care vă felicită, e cu ochii pe voi. Ce să mai, sunteți urmăriți și ne bucurăm, da? I-ați bucurat pe telespectatorii noștri cu piese minunate. Amelia, tu ești deosebită, vocea ta e foarte frumoasă, îmi place că faci diferența între zone foarte, foarte... Vă mulțumesc așa din suflet. Trebuie. Mulțumesc. Ai lucrat, se vede acolo. E, cum se spune la noi, la lăutar, la muzicant, jonglezi bine cu vocea. Asta o spunea domnul Ghițulescu și îl salut pe domnul maestru Ion Ghițulescu când cântam pe la Gorj, pe la restaurant. Eu și mort de răgușit cânt. Adică chiar dacă știi bine să-ți folosești vocea, corect, cânti, da. Nu? Da, da, da. Și asta o să învețe și tânărul nostru, care chiar dacă este la început de drum, are ce învăța de la voi. Și mă bucur că ai venit, uite, și a ales să vină că voi sunteți modele pentru el, pentru că poate mulți nu le place să apară cu tineri lângă ei, dar mie îmi place, sincer. E un băiat deosebit, David. Mulțumesc frumos. Chiar este David, un copil. Și cel mai important e că de fapt știți și dumneavoastră că în ziua de astăzi e mai greu să găsești un om, copii, da, și care copii să aibă caracter, și oameni, da, exact, cu caracter și să aibă bun simț și respect. Exact, exact. Adică enorm. Chiar dacă sunt mulți tineri care, să zic, au înregistrat o piesă și dacă le-a prins, cred că au prins pe Dumnezeu de picior. Corect. Și și nu e chiar, deci, așa. Nu? Pentru că știm cu toții că pentru a înregistra piese, că de multe ori mi se pune întrebarea, dar de ce nu apari? Pentru că multă lume, chiar și avem un telefon și e o doamnă care iubește extrem de mult folclorul. Corect. Ia să vedem. Alo? Alo, bună seara, doamna Deti Vasile. Bună seara. Și bun venit invitațiilor dumneavoastră de astă seară. Mulțumim frumos, doamna Mariana. Bine ați venit, doamna, în direct. Deti, doamna Deti, așa da. Exact, pe gustul dumneavoastră. Aceste emisiuni sunt adevărate lecții. Așa. Care ne face să trăim și să înțelegem altfel cântecul popular. Așa este. Interpretul, invitatul, dă tot ce e mai bun din el când se știe în fața a milioane de ochi. Mulțumesc frumos! Și felicit pentru acest curaj. Eu una sunt dornică de noutăți în cântecul popular. Și de muzică live. Dumneavoastră de muzică live, pentru că pe vremea mea, eu mă apropii de 70 de ani, pe vremea mea, da, vă mulțumesc. De asta mi-a intrat în suflet cântecul popular, pentru că pe vremea mea așa se cânta, cu lăutari în spate. Așa se cântă și acum. Cei ce îmbracă, da? Cei ce îmbracă glasul, graiul. Exact, păi fără cei din spate nu putem să facem noi nimic, vă dați seama. Vă felicit din suflet pentru aceste emisiuni, care v-am spus sunt adevărate lecții pentru cei ce fac emisiuni de cântec popular. Mulțumim. Și aș dori ca și cei trecuți de 50 să le dea Dumnezeu gândul bun să vină să cânte live, pentru că, sincer vă spun cu mâna pe inimă, sunt interpreți consacrați pe care eu nu i-am auzit niciodată cântând live. Eu stau la, da, distres, eu vă cred, și n-am posibilitatea să merg la spectacole care, din păcate, și acolo să cântă tot noi live. Noi vă dăm posibilitatea să-i ascultați aici, pentru că o să-i invităm. Cine ne onorează cu prezența, noi le mulțumim din suflet, acum anticipat.
Da, vă mulțumesc din suflet pentru aceste emisiuni, vă sărut și vă prețuiesc. Să rămână mult, Doamne ajută, a fost doamna Mariana de la Bistreț, este o iubitoare de folclor. Pe doamna Mariana o știu din emisiunile lui Aurelian Preda, Dumnezeu să-l odihnească acolo, că Dumnezeu să-l odihnească. A fost și va rămâne în sufletul meu, a fost omul în care a fost, am apărut în prima dată în emisiunea lui. Deci acolo am debutat eu și am rămas și prieteni, mi-a făcut și o emisiune, deci a pus o piatră, o cărămidă la cariera mea. Apropo de, uite, de ajutoare. Și pe voi, voi ați avut oameni care au pus așa câte o cărămidă la cariera voastră. Tu ești mai la început de drum, David. Da, am avut pe profesor la Școala Populară, pe doamna Boian Cristina. Cristina, te îmbrățișăm și te așteptăm aici cu noi. O salutăm pe această cale și pe doamna Nicoleta Lăcătușu la Liceu de Muzică. Și pe Nicoleta o salutăm și o așteptăm cu drag să revină, că a fost cerută să mai vină live aici cu trupa. Da, și bineînțeles, uite, sunt felicitați părinții tăi că te-au crescut frumos, așa, da? Și bineînțeles că ei sunt cei care te susțin. Da, susținerea ta principală, nu? Așa este, da. Da. Mă întreabă fetele, David are prietenă? Nu mai are prietenă. Deci fetele de pe Facebook, David este singurel și este balanță. Da, a înghicit? Balanță, da. Știu da. Când e ziua ta, vezi? Balanță. Da, nu știu. Îi trebuie două, că la balanță două. Avem încă un telefon, ia să vedem. Alo? Alo, să rămână. Bună seara, de unde ne sunați, cu cine vorbim? Vă sun de la Turceni, Roșiorul Daniel la telefon. O, ce frumos să vă reauzim, că nu v-am mai auzit de mult eu, cel puțin la emisiunea mea. Să fiți sănătoși și bine ați venit în direct cu noi. Avem aici un instrumentist bun de pe la, prin zona Turceniului, nu? Îl avem pe chiar Miner. Din Turceni. Da, de la Turceni, da? Exact. Ce faceți, domnul Daniel? Cum ne vedem? Cum ne auzim? Vă vedeți bine, îmi place muzica care este la dumneavoastră. Și mie îmi place mult. Sunt prieten cu doamna Amelia și cu soțul dânsei pe Facebook. Vă salut cu drag, doamne ajută. Îmi place cum cântă, mai ales melodii foarte vechi. Păi o să o provoc eu seara asta, ajungem și la această temă. Mulțumesc. Și aș vrea să dedic toată emisiunea familiei mele de la București, soției mele Petruța și copiilor mei Constantin și Maria. Și noi vă zicem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, pentru că e ziua dumneavoastră, să fiți sănătos, mâine. Știți cine mi-a șoptit? Prietenul dumneavoastră, Gica, lui Beti. Păi da. La mulți ani și din partea noastră, Doamne ajută să aveți numai să fiți bucurii. Amelia, să știi că eu ți-am urmărit așa. Acum, dacă pe Facebook, în pandemia asta, toți am mai făcut live-uri și asta și am exact, descoperit e, așa cu bucurie acum. Că tu da. Abordezi cu ușurință multe genuri muzicale, printre care și muzica ușoară, am văzut și muzica lăutărească. Mi-a plăcut odată o postare de-a ta cu melodie de-a doamnei Gabi Luncă, iar ce-am iubit melodiile, Dumnezeu să o odihnească acolo, că ne-a lăsat acolo. Îmi place foarte mult muzica lăutărească. Chiar îmi place. Bine, seara asta ne cânti o strofă, ceva, așa? încerc să cânt o strofă. Doar o strofă, ca toate, să nu. Da, e o muzică e greu mai... de cântat. Este greu și nu e pe înțelesul chiar al tuturor. Dar uite, place. Că, deci, uite cum a sunat doamna Mariana. Sunt oameni care apreciază. Corect. Așa cum mergem și la evenimente, nu? Cum mergem la evenimente. Înainte se începea, nu știu, pe timpul meu, că voi sunteți mai tinerei, se începea programul cu o doină, muzică prins, de ascultare. Am prins și noi chestia. Ai cântat la noastre trei zile? Da, cu săracul domnul Ilie de la Doina Gorjului cu fluierul, tata lui Iliuță, da. Și... Da. Am cântat și chiar începeam cu doină, pentru că așa contează că acum îți arăți calitățile. Exact. Și vocale. Cum îți alegi tu repertoriu așa? Nu știu, pentru evenimente, în general, așa. Stai că-mi răspunzi după aia că vrea cineva să intre iară direct, în direct cu noi. Alo? Să nu mă la Hristos, ziua, doamna! Bună seara! Cu cine vorbim? De unde ne sunați? Salim de la Argeș. Da, bună seara, salutăm argeșenii, spuneți vă rog. Vreau să urez multă sănătate cântărețelor de lângă dumneavoastră, chiar dumneavoastră personal. Mulțumim. Și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți și să fie și
tu, Constantin și Elena, că poate nu mai poți. Așa este, la mulți ani anticipat tuturor sărbătoriților care poartă numele de Constantin și Elena. Și la cântăreți și la telespectatorii, da? Și avem și noi o sărbătorită aici care o cheamă Elena. Da, cum să nu, mulțumim frumos! Sănătate multă! Salutăm argeșenii, Doamne ajută! Da, și cum vorbeam, că nu mai știu ce vorbeam, că domnul, asta e, mai pierd ideile și eu. Vorbeam de cum îți alegi repertoriu, așa, pentru evenimente. Da, nu pot să spun că fac ceva deosebit. Am văzut că acum se uită mulți la colaje, știi, că a apărut moda asta cu colajele, să le... Live, dar ele nu sunt live, că le se înregistrează și... Corect. Da? De obicei, în general, am încercat să cânt ceea ce mi-a plăcut. Nu cânt neapărat... bine. Ceva la comandă. Deci dacă ți se impune ceva, nu ți se... Poate te roagă cineva, domnule, eu vreau să-mi vedeți piesa asta. Exact. De exemplu, erau piese la Virtuțul din pădure. La evenimente, dacă se cere... Am învățat-o de... E corect. Da, nu? Ne punem pe treabă și facem ca lumea să fie mulțumită. Dar, în general, încerc să învăț piese care chiar îmi plac și sunt pe sufletul meu. Uite, mai avem o sărbătorită care a fost săptămâna trecută, Lorena Peneșel, la mulți ani, Lorena, și din partea Lorenei pentru prietena ei să-mi spună Irina Popescu, la mulți ani, uite ce frumos, un gând bun și toată emisiunea din această seară. Aoleo, nu cred că ne luăm la revedere, că eu vreau să-i mai întreb așa, nu se mai lungește emisiunea, nu? Vocile, cum vi le întrețineți, dragilor, când sunt răceli, probleme? Repaus. Repaus, nu? Da. Mut. Mut. Da. Nu? Silent. Deci, noi am aici să cântăm, da? Vă vor încânta colegii mei în continuare. 30 de minute, 15 cu 15, dar până atunci îmi iau la revedere la dumneavoastră și las pe ei să cânte, dar mai întâi V-am să-și ia la revedere. V-am promis că fac o strofă de Te rog, piesă și o să încerc să fac. Așa o am promis. O să faci după ce ne luăm la revedere, sigur. Deci, da? Da. Da, deci gândul vostru bun pe final de emisiune, după care facem ce am spus. Da? Cum te-ai simțit? Cum o să te simți în continuare și dacă mai vii? Cu mare drag, normal. O să venim cu mare drag, mai ales când este emisiune live, pentru că... Bine, atunci... eu pe tine știu că ți-ți place să cânti. Și mai ales la dumneavoastră. Și numai live o să vă invit pe amândoi să cântați, da? Ce să zic, salutăm și noi pe toți telespectatorii, le mulțumim că se uită la noi și că ne apreciază munca. În număr destul de mare, să știi. Așa, totodată vreau să salut și eu părinții mei, în special socrii mei, tatăl meu, care a împlinit o frumoasă vârstă la și o să sărbeze și ziua onomatică. Și a fost și ziua ta pe 7 la da. Mulți ani. Mama mea, toți consătenii de la Runcu, de la Cărpunești, colegii, nașii noștri, nașii familia Ciobanu din Târgu Cărpunești, pe toată lumea, nu știu... Dacă am uitat pe cineva, nu e cu intenție. Dacă punem și pe David să salute și el, să vreau să salut toți telespectatorii, părinții mei, prietenii mei și numai bine în continuare. Da, și eu vă doresc să aveți evenimente, că au început evenimentele, așa am înțeles, acum nu știu, eu nu le-am început. Deci nici nu am noi. Început, nu știu acum dacă, sperăm din suflet să începem să încântăm oamenii, pentru că noi acolo în mijlocul oamenilor ne simțim cel mai bine și pe scenă și acolo, nu contează și aici, acum să nu mergeți la evenimente și să ne uitați de noi. Adică EMI-CV e altceva, nu EMI-TV e altceva, spune sloganul nostru, da? Și noi ne dorim să fie altceva și muncim să ajungem la sufletele telespectatorilor, așa cum munciți și voi. Prin intermediul vostru ajungem și noi la sufletele telespectatorilor. Dragilor, eu trebuie să-mi iau și eu la revedere, ce am avut în seara asta? La revedere de la dumneavoastră, da? Vă las în compania Ameliei Cârciu Carcalicea și în compania lui David Hodoiu, care vă vor încânta doar cum știu ei așa mai bine, da? Seară minunată și nu uitați! Muzică live în continuare. Amelia ne-a promis și ceva. Știi tu, Amelia, da? O să încerc să fac o strofă, că chiar este nepregătit așa momentul. Muzica
prea puțin îmi pasă. Știu că mă iubești, te e supărată sau dacă nu ești. Prea puțin îmi pasă, știu că mă iubești, mărioară Lenuțo, Vasilico, Gherghino, veniți de mă iubiți, mărioară Lenuțo, Vasilico. Veniți, veniți, veniți de mă iubiți, da 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 da. Așa, gorjul,
face lor pe gând și face pe gândul meu. Mulțumesc lui Dumnezeulele, draga mea, sărutați-a șcurița. Lasă-mă să mă dimesc, că n-am știut să iubesc. Hai da, voie bun, așa, așa. Dă-mi noroc și sănătate, că atunci ați bogat în toate. Că dacă sunt sănătos, dușmanii nu mă pun jos. Că dacă sunt sănătos, dușmanii nu mă pun jos. Lele, draga mea, sărutați-a șcurița. Lasă-mă să pătimesc, că n-am știut. Al dracu care a murit. Bine! Așa!
să ia alta de bun. Ce-a lăsat alta de rău, n-am fost proastă să iau eu. Dar eu ce-am lăsat nu spun, ca să ia alta de bun. Iubește-mă, puișor, că-ți fac bine, nu te omor. Că din drag și din iubit, al dragul care a murit. Iubește-mă, puișor, că-ți fac bine, nu te omor. Că din drag și din iubit, al dragul care a murit. Bine, hai, da, hai! Sus, 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 sus! Ziua, noaptea te mănâncă. Iubește-mă, puișor, că-ți fac bine, nu te omor. Că din drag și din iubit, al dragul care-a murit. Iubește-mă, puișor, că-ți fac bine, nu te omor. Că din drag și din iubit, al dragul care-a murit. Bine! Hai, da! Săptămâni în post, de când l-am îndrat n-am fost. 7 săptămâni în post, de când l-am îndrat n-am fost. Și-or mai trece 3 din dulce, și l-am îndrat tot moș duce. Și l-am îndrat tot moș duce. Și-or mai trece 3 din dulce, și l-am îndrat mea moi duce. Și l-am îndrat mea moi duce. Bă! Am găsit la gâtul pus, dar aseară când m-am dus, am găsit la gâtul pus. Rup să-i lacă tu cu mâna și veriga cu căciula, intra-i în casă la Lina. Rup să-i lacă tu cu mâna și veriga cu căciula, intra-i în casă la Lina. Bine, bine! Așa bine îi păru, așa bine îi păru. 7 scoarțe mi-a șternu, 7 scoarțe și un macat, și o perină de bumbac, măi să-mi fie moale s-o cap. 7 scoarțe și un macat, și o perină de bumbac, măi să-mi fie moale s-o cap. Formația!
mărgărit, mă. Doamne, nu-i mai fi căit-o. Foaie verde, mărgărit, mă. Doamne, nu-i mai fi căit. Am umblat pe unde am vrut și am iubit ce mi-a plăcut. Am umblat pe unde am vrut și am iubit ce mi-a plăcut. La țară pe țărănește, la oraș pe boierește, la țară țărăncile, la oraș cu coanele. Ce-ai iubit inima mea, mă, să mor și nu pot uita, mă. Ce-ai iubit sufletul meu, mă, să mor și nu-mi pare rău. Am iubit 101, aoleu, toată comuna. Am iubit 110, o fi altul de montrece. O fi altul de montrece, inimioara-n mine-i rece. Inimioara-n mine-i rece, o fi altul de montrece. Eu sunt bărbat cu mustață și nevasta mă învață, și nevasta mă învață. Eu sunt bărbat cu mustață și nevasta mă învață, și nevasta mă învață. Să nu umplu noaptea-n sat, primenit și parfumat, primenit și parfumate, că nu își găsește leac mustăcioara mea, dragul, că ai iubit mândre-ntr-o satul, și tânără și frumoasă, și câte două din casă. Mustăcioara mea, dragu, că ai iubit mândre-ntr-o satul, și tânără și frumoasă, și câte două din casă. Ziua! Cu ce le iau mințile, la toate mândruțele, la toate mândruțele. Cu ce le iau mințile, la toate mândruțele, la toate mândruțele. Ochișorii și gurița, mustăcioara și gropița. Ochișorii și gurița, mustăcioara și gropița. Mustăcioara mea, dracu, că-ai iubit mândre-ntr-o satul, și tânără și frumoasă, și câte două din casă. Mustăcioara mea, dracu, că-ai iubit mândre-ntr-o satul, și tânără și frumoasă, și câte două din casă, mă! Bine, bine! Cine trece sara de-a lu, Nana Ion vine cu calu. Cine trece sara de-a lu, Nana Ion vine cu calu. Are doi cai și o căruță, și o frumoasă de mândruță. Are doi cai și o căruță, și o frumoasă de mândruță. Bine, bine, așa. Nana Ion furiși, călare pe fulgeriș. Vine Nana Ion furiși, călare pe fulgeriș. Calul-i alb și nărăvos, neicai tânăr și frumos. Calul-i alb și nărăvos, neicai tânăr și frumos.
Zice lumea că-i spar casa, dacă-i ciup și eu nevasta. Eu de casa lui n-am treabă, doar nevastă s-a mi dragă. Zice lumea că-i spar casa, dacă-i ciup și eu nevasta. Eu de casa lui n-am treabă, doar nevastă s-a mi dragă. Că nu te iubește, fată, ca muierea măritată. Ea cu frică te iubește, bărbasul nu bănuiește. Că nu te iubește, fată, ca muierea măritată. Ea cu frică te iubește, bărbasul nu bănuiește, mă. Bine formația. Zice lumea că nu-i bine să iubești altul ține. S-o țină că-i însurat, eu trec doar când e plecat. Zice lumea că nu-i bine să iubești altul ține. S-o țină că-i însurat, eu trec doar când e plecat. Că nu te iubește, fată, ca muierea măritată. Ea te cheamă pe ascuns când bărbasul-i de acasă dus. Că nu te iubește, fată, ca muierea măritată. Ea cu frică te iubește, bărbasul nu bănuiește. Aia e. Ța-ța-ța-ș pupa gurița, ța-ța-ța-ș pupa gurița. Dacă ți-ai ține credința, dacă ți-ai ține credința. Pui că ți-aș pupa gura, pui că ți-aș pupa gura. Dacă ți-ai ține vorba, dacă ți-ai ține vorba. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță te-ntreabă. Ori mai fi mândră ca mine, care tu-r pupa pe tine, mă. Aia e. Lasă sa-ți-n ravul, lasă sa-ți-n ravul. Și nu iubi pe altul, și nu iubi pe altul. Lasă sa-ți-n ravul, lasă sa-ți-n ravul. Și nu iubi pe altul, și nu iubi pe altul. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță te-ntreabă. Ori mai fi mândră ca mine, care te-or pupa pe tine. Unul vine, altul pleacă, tot de guriță te-ntreabă. Ori mai fi mândră ca mine, care te-or pupa pe tine.